urmează aceasta să fiți alături de noi și sperăm să aveți parte doar de clipe minunate privind tablourile Anei, față de care are un mare atașament și pentru care lucrează extraordinar de mult. Andrei Tarkovski spunea la un moment dat că scopul artei este acela de a-i curăța și de a-i afina sufletul omului și de a-l face să devină mai bun. Lucrările Anei sunt astfel dominate de nuanțele propriei sale vieți, cuibă o simfonie de povești și de emoții, de ore de lucru, mai ales pentru că fiecare lucrare nu e doar rezultatul unei clipe de inspirație, ci e mai degrabă un testimoniu al pasiunii sale, al dedicării sale și, de asemenea, al regidei maestrului Perco. Și asta datorită faptului că talentul Anei a fost refuit și modelat în cadrul școlii domnului Perco, școala de pictură și de grafică Robert Carl Perco. În continuare, avem ca invitat pe doamna Odobescu, critic de artă, care suntem recunoscători că a venit și că este alături de noi. Să vă mulțumesc să spuneți. Să arătă și eu despre eu, și ziua și vă felicit că ați ales să vă petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de cea mai veche și, nu fără modestie și cu încredere o zic, poate una dintre cele mai talentate elete a școlii de grafică și pictură, Carl Robert Perco. Ne aminteam mai devreme cu câtă emoție pășea pe cu lucrările sale pe simezele primei expoziții colective a școlii de grafică și pictură, Ana Maria Pop, cu sinceritate, cu emoție, dar în același timp cu entuziasm. Era persoana pe care puteai să o remarci dintr-o privire. În spatele acelor emoții sau acelui discurs de final, când fiecare trebuia să mulțumească, mă rog, maestrului sau ce a învățat în cadrul școlii, să-și mărturisească un pic din ce a învățat acolo, Ana Maria zicea că ștergea emoțiile tuturor. Deci avea o încredere și un discurs atât de convingător, încât am zis, domnule, ființa asta are un viitor. Are un viitor fiindcă e o persoană optimistă, o persoană cu viziune, o persoană care știe ce vrea. Au trecut niște ani. A început din clasa a patra. Practic, a pășit pe acest drum al culorilor, al emoțiilor, a descoperirii lumii sale interioare. Am făcut o alegere corectă, găsindu-și un maestru. Un maestru care a ghidat-o și o ghidează în continuare și cu siguranță va fi alături de ea și pe parcursul anilor de studiu, deja mult mai serioși, să dea Dumnezeu în cadrul Academiei de Artă din București, acolo unde își dorește să continue la secția pictură. Iar astăzi suntem la cea de-a doua expoziție personală a Anei Mariei Pop, cu lucrări mai vechi, cu lucrări mai noi. Spuneam de fiecare dată, orice ieșire publică sau orice ieșire în fața unui public avizat sau mai puțin avizat cu niște lucrări, e un prag. E un prag emoționat fantastic. E o muncă uriașă în spatele acestor lucrări. Cine-i cunoaște arta și cu siguranță colegii pe care îi salut, îi cunoașteți probabil pasiunea și faptul că mâna niciodată nu stă fără ocupație, creionând ceva pe marginea caietului sau în spatele caietului. Oricărui caiet, nu contează că e matematică, că e română, am trecut toți prin experiența asta. De fapt, talentul nu te lasă să stai liniștit, nu te lasă în pace. Tot timpul trebuie să-ți exprimi ideile pe orice suprafață. Colegii probabil că-i cunosc evoluția mai bine de la primele lucrări și iată, astăzi avem o expoziție destul de omogenă și exhaustivă din ceea ce privește partea de subiecte, partea de tehnici. De fapt, e o încreuzet în care sunt amestecate toate trăirile, în culoare sau nu, ale tinerii noastre artiste, începând de la creion pe carton, care este un experiment, practic, mai nou și o să observați lucrări de o sensibilitate aparte, nu foarte voluminoase, dar foarte, foarte concentrate ca și tehnică și ca și impact.
ca emoție transmisă și vă rog să remarcați pe sineze lucrarea senzualitate. La fel, partea de portret. E ceva nou care apare în arta Anei Marii Pop, partea de portret individualizat. Și o să urmăriți lucrarea Înțelepciune, da? O să o descoperiți portretul unei bătrâne care este practic un studiu. Un studiu arhitectural al trecerii timpului pe chipul unei femei. Toată aprecierea pentru truda depusă. La fel lucrările în culoare. Tehnica asta a uleiului pe pânză e iarăși ceva nou pe o suprafață atât de mare. Și mă refer la lucrările cu peisaje din Italia, peisaje toscane. Iarăși ceva nou în arta Mariei, da? Anei Marii Maria. Deci explorează o suprafață mult mai întinsă, dar trece cumva de la lucrările mici la lucrările mai mari, cu o perspectivă destul de bună. Chiar întrebam pe maestru o curiozitate. Știam răspunsul, dar am zis să mai întreb cu un artist. În momentul în care un creator, un artist, un pictor, grafician, care se exprimă bidimensional, stă în fața unei lucrări ale sale, unei viitoare lucrări, practic, o pânză apă care trebuie umplută cu ceva. Are oare acest artist viziunea lucrării sale finite? Vede în mintea sa lucrarea finală? Sau este un proces creativ și creator în timp? Adică se șlefuiește până acolo ajunge să fie privită de public. Răspunsul a fost că nu există o idee finită. Ideea undeva încolțește. Iar lucrarea se perfecționează pe parcurs. De-aia un artist nu tot timpul e mulțumit cu ce a creat. Poate reveni asupra lucrării sale, tocmai în ideea asta de a îmbunătăți. Bineînțeles, sunt anumite tehnici. Dacă uleiul pe pânză îți permite revenirea, o acuarelă, de exemplu, sau un creion pe carton sau un tuș, nu prea îți permite să intervii asupra lucrării. A ajuns la vârsta la care un tablou al ei este destul de bine structurat. Are o satura destul de solidă. De partea de desert și de rigoarea cu care maestru Perfo a instruit-o, și aici este de fiecare dată remarcat, partea de desert, practic structura de bază a unei lucrări, de acolo pornește tot, o stăpânește destul de bine. Partea de compoziție, partea de perspectivă și apoi vine partea de culoare. Ana Maria este în perioada de căutare încă, de găsirea propriului său stil, dacă va continua pe acest drum și va fi unul destul de anevoios până să-și cristalizeze propria viziune asupra artei sale, până atunci este o căutare. Ești o căutare, ești un experiment, încercări de tehnici noi, tehnici combinate și nu numai. Îi doresc din suflet pe acest drum al ei să fie la fel de verticală, la fel de sinceră, să aibă acea mândrie, și mă refer la tablou de aici, această abilitate și acea siguranță a unui corăbii cu pânze. Mi-am adus un discurs de galion. Galion, exact. Acest galion cu pânze, în ciuda vremurilor, în ciuda greutăților, să ai acea poziție verticală în ceea ce privește propria personalitate, propria căutare și propriul tău drum. De remarcat la Ana Maria, iarăși, e într-o conexiune permanentă cu lumea care o inspiră. Atunci când vorbim de peisaj, atunci când vorbim de portret, atunci când vorbim de natură moartă, atunci când vorbim de aceste peisaje marine sau această, nu știu, arhitectura navală, și aici sigur s-a contaminat de la maestru, că n-ai cum.
da? Să lucrezi alături de maestru Perco și să nu, cum nu e om, să nu fi scris o poezie, nu e eleva domnului Perco care să nu fi pictat măcar o barcă, o corabie, un vapor sau măcar să fie încercat. Nu este simplu, într-adevăr, dar iarăși, totul face parte din acest drum pe care trebuie să-l parcurgi. Cu încredere, cu optimism și cu foarte multă muncă, Ana Maria cu siguranță va reuși să ajungă acolo unde și-a propus, iar noi ne vom mândri încă o dată cu aceste tinere talente pe care Mangalia le-a avut, le are și cu siguranță le va avea. Important este să le descoperim la timp și să le dăm șansa să se lanseze acolo unde vor să ajungă. Eu vă mulțumesc, cu siguranță maestru o să puncteze anevoioasele momente din evoluția Anei Maria sau mai, și cele fericite. Sunt mai multe cele fericite și momentele de bucurie și de satisfacție pe care le oferă un elev. Ana, mult succes în ceea ce ți dorești, la mai multe expoziții, la Mangalia oricum vei reveni. Și cu a treia, și cu a treia personală. Mulțumesc și succes! Vă mulțumim de suflet pentru că ați vorbit și pentru prezență. Și felicitări, Ana. Ana și cu mine am fost colege din clasele 1-4 și vă cam amintesc cu mâncări de atunci, picta și desena cu o forță atât de uimitoare și o energie inepuizabilă, cu un fel de pasiune care e integrată în sesiunea fiecăruia ei și are un vârf de creion pe care îl ține acolo ca un fel de metaforă frumoasă. Subiectele ei sunt variate, dar sentimentele sunt la fel de puternice de fiecare dată, pentru că hârtia e precum un receptacul care conține sufletul. Dar despre asta nu pot să vă spun mai multe, pentru că nu am cunoștințele necesare. În schimb, domnul maestru Perco, profesor de pictură și grafică, are și venința mai aici. Vă mulțumesc foarte frumos! Înainte și înainte de toate, că știu că și-a dorit, să-i dau o diplomă că a terminat cea mai lungă școală care există pe pământul ăsta, a fost la mine, care a durat 6 ani. Ia domnul 6 ani. Și acum vă rog să vestesc eu care-i treaba. Am început cu ea, ceea ce... era problematică. În clasa a patra e problematic să faci cu copii așa de mici. Dar mi-a plăcut fața ei. Și acum e zâmbăreață în continuu. E bine. Adică în arta noastră e bine să fii zâmbăreață în general. Am început foarte încet. Am avut și probleme cu mămica ei. Aveam pătricul la o elevă care poate și spune cu coranul știe toată lumea. Nepotul, nepoata lui Cucoran, el a doctorat acum la Iași. Așa. Și aia era bună, dar ea era început de drum. Maică-sa venea să o ia de la mine, de la desen. Dacă n-ai să desenezi, uite așa, cum desenezi asta, nu te mai las la. Măi, frate, ai avea 3 ani de desen deja la urmă, e cu perspectivă mare. Ea trebuia să deseneze ca așa aia. Zic, doamnă, lăsați încet, că facem. Și uite unde am ajuns aici, ca și ea, într-adevăr, să vrea să meargă la pictură, la facultate, la București. Așa. Acum, ea, ca desenator, e bună de altfel. Bine, ea zice, da, sigur că da, sigur, așa e forma de caracter. Așa e, da, cum să, dar face tot așa cum vrea. Până când o cap o bătătură, așa, fac acolo și atunci se trezește. Așa. A fost un elev cu care s-a putut lucra foarte bine, mai glumesc categoric, adică și tipul orelor, glumesc de mama focului. De ce? Pentru că trebuie să fim foarte, foarte atenți cu copiii la desen. Dacă îi dai o cantitate mai mare, la următoarea oră, îi dau o cantitate mai mare de lucrări, chiar discutam cu doamna Odobescu, se spede de ea și nu mai vine. Și de aia trebuie să-i dai așa ca la păsărele alea, câte o putină așa, câte o putină.
seara mă stau tot la și mă gândesc înainte de a mă compra, măi, cu cine am oare mâine? Mâine am, zice, cu Ana. Stai, asta este în faza asta, aici trebuie să mai umflăm mai tare, că tot. Am făcut cu ea, vorbesc perspectivă, am făcut armonizare cu ea, știe, se pricepe. Bine, nu am făcut la, la stadia lui Johannes Hitler, Doamne, ferește, nu la... Aia o să faci, o să nevoiască, însă umbli noaptea așa, numai Johannes Hitler ai să spui. Așa, că ăsta e marele specialist care a fost în armonie de culoare. Deci l-am făcut, l-am făcut mai ales la Universitatea în Germania, m-au înțepărtit ăștia. Acum, mi-ar place că parcă are un gând așa, Ana, să-ți facă profesor. Dar nu are ce căuta la Mangalia dacă n-are doctorat. Asta le-a spus la toate. Tu trebuie să vii aici să facem un centru de cultură ca lume. Așa cum era înainte de război. Era de întâlnire că era aici numai Dărescu, Aman, nu mai știu acum, era un groază de artiști aici. Păi de ce să nu facem și acum? Și suntem în secolul 21. Și dacă suntem ce, nu putem să facem artiști de bună calitate? Că nu toți, ta-ta-ta-ta-ta cu aia, dă-o încolo, mai dă și cu persoana. Așa. Îmi place ideea, ea, ea e clasa 12. Matematică. Păi fuge ca de unul din paralel de matematică. Știe ea ceva, dar nu prea, ca și mine. Eu numai când auzeam, ma, gata, eram fugit, cum zi era carte. E, într-adevăr, a trebuit să fie rușită de ce tata mea a fost profesor de universitate de matematică. Și nu știu nimic. Adică știu să fac o adunare, o scăpere și o împărțire. Eventual o mulțire, atâta. Iar restul știu să fac lungimea cerului. Că aveam nevoie, în pictură aveam nevoie. Dar restul nu știu nimic. Și nici nu, nici nu vreau să știu, că am secretarul. Și ea e cu ăla. Aici iară sunt o lumea freu, că știu ceva de sens. Zic că, na, în câți, 71 de ani de Dumnezeu, în urmă. Aici am băgat și școli, și universitate, și tot acolo. 5 ani de pretare. Să mai vorbim puțin de fata asta frumoasă, așa, zâmbăreața asta de aici. Eu îi doresc să rămână conștiincioasă așa. Dar nu, nu așa, acum fac de nebunesc, ce, dacă nu dulce variante, n-am de aia, nu fac acum, perioadă. Nu, în partea frumos să fie toate egale. Ceea ce să știi că e puțin teorie, că și eu fac așa. Am făcut, anul trecut am făcut cât, 90 și ceva de bucăți parcă, am făcut dintr-un foc așa. După care stau. Dau indicații prețioase, mai știu eu unul care dădea indicații prețioase, i-am luat multe. De aceeași care. Așa. Ce să vă mai povestesc? Multe n-am ce să vă povestesc, este o desenatoare. Bună calitate, știe într-adevăr să facă paginațiile, le știe foarte bine și asta la fel am învățat tot pe școala asta pe aici, să echilibreze lucrările și deci asta, umbrele care sunt foarte importante, foarte, foarte importante, portrete, nu am făcut geometria portretelor și trebuie să recunosc că nu am făcut. În schimb, am făcut-o altceva, am folosit în continuu modele. De diferite tipuri. După aia a început să ia modelele, face pe bani. Modelele de astea. Știu, eu nu știu ce. Dar, mă rog, important este că face pe bani. Și, având în vedere că are și o problemă de familie, foarte bine că face pe bani. Cât mai mult să faci pe bani. Bun. I-a zis și dacă te măriți, îți faci un coteț acolo așa, unde ai copsele. Dacă te necăjește proza aia, te necăjește 2-3 cât îți faci acolo, te necăjește și bărbatul, închizi bodega, și intri frumos acolo și desenezi. Și ai relaxare totală, îți spune. Știu eu că am lansurători în spatele meu, vai, 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 vai. Eu, draga mea, așa că a fost dasca la altă, îți doresc, într-adevăr, să faci măcar cât am făcut eu la viața mea. Și ce e o doleanță de aia. N-aș vrea să mor încă, că-s bătrân rău de tot, așa că mă uitați. La... poate că nu vine ea încoace. Pentru că ea are un gând să iasă profesor de desen, dar de calibru meu, nu de ora de la școală. Aia, apă de ploaie, de desen. Aia e să luăm și noi niște salarii. La, dar un calibru greu.
și să vii fratele aici în Mangale și să continui ceea ce am vrut eu să fac. Să fac un centru de cultură cu specificația artă plastică. Aici în Mangale. Și atunci cred că ceva că acolo, în groapă, dorm liniștit, așa mai mult tot. Îți mai dau câte o indicație pe vă mulțumesc foarte frumos, ție îți doresc multă, 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 multă. Eu sunt Victor Marin, știe toată lumea. La... Ai o stare de complicată aici, cu Dumitru Știupe și cu așa mai departe. Bun. Fete, nu există Victor Marin. Pe pământul ăsta, nu există. O fi de ăștia mai de 2 lei, așa. O fi, nu zic că nu. Dar așa cinstit, nu există. Trebuie să vă spun că în Mangalia am o fată care face niște mări extraordinar de bune. Unde e? Alexandra, unde e? Nu, asta să știți că este absolută realitate, Victoria Marin. Dar asta să spede și de mușcă dacă trece mără pe ea. A, să-i dai cu pice în continuare, right? Să nu necheșești pe maică ta, acolo că are e destul de acolo la urgență. Că mama e, ca să știți, e medic la urgență. Dacă aveți un bumbui, repede acolo. A, am lumit. Ia mă acceptă că merg. Ce să vă zic? Bancul nu vă spun. Că mai dau și eu numai de aia de ofertă. Dar e dacă nu înveți, să vezi că vin la mâna nu, va reuși, sunt convinsă. Sper să mai colaborăm și în viitor. Așa. Felicitări pentru tot ce ai realizat. Mă bucur că ai fost la această școală a domnului profesor și nu e sigură. Sunt destul de mulți absolvenți care am înțeles că sunt sau au absolvit deja școlile mai înalte de artă, pe care dumneavoastră i-ați îndrumat. Și asta este o mândrie. Vă doresc din tot sufletul tuturor, în mod special elevilor. Mai sunt pe aici,
Mai am aici. De-aia, văd. E una tot mai acolo, de aia complementă. Să continuă. Să... Rusu! Odată ce ai început să desenezi și să pictezi, nu lăsa pe om. În ziua de astăzi, și te felicit că alegi drumul acesta, e o provocare imensă. Și îți trebuie curaj să apuci pe un drum care, din punctul meu de vedere, e tot mai amenințat de inteligența artificială. Eu, cel puțin, ce am văzut pe internet, ce reproduce, pentru că inteligența artificială este programată să reproducă în stilul Klimt, de exemplu, în stilul Da Vinci, orice. Cine nu este cunoscător de artă, poate fi foarte ușor păcălit. Sursa nu întotdeauna e indicată sau trebuie să cauți și să te uiți foarte bine că nu este vorba despre un original. Cred că tentația celor care cumpără tablouri va fi mare și acum câțiva ani, la o licitație la Haupte, s-a vândut un tablou creat de inteligență artificială la o sumă foarte mare. Deci e concurență. Tu stai și lucrezi 10 ore, 100 de ore la un tablou, inteligența artificială, nu știu cât, de cât are nevoie, dar de puțin de tot. Și în timpul în care tu creezi o operă de artă, el creează poate 100, poate 1000 de tablouri. Dar nu opere de artă, din punctul meu de vedere. Pentru că el e programat. Nu vine nici din pasiune, cum ar fi în cazul Ana Mariei, dar nici din... Nu are nicio treabă cu emoțiile. Or, arta e emoție. Și totuși e o concurență. Și totuși e... Eu văd chiar un pic așa, poate exagerez, o mică amenințare așa. Oarecum. Da, la sculptură poate realiza și tridimensional, dar parcă nu e încă atât de dezvoltată inteligența. Nu merge atât de mult pe direcția asta, dar pictură grafică, imens. Imens. Și atunci îți doresc și multă, multă, să zic, putere. Hai mă, zi pe ea ceva, lasă-mi pe mâine că aveți... Ce să zic pe ea? Asta zic, că este curajoasă că face treaba asta. Este? Da. Ca atât am avut de spus. Vă mulțumesc! Că sunt destul aici. Da. Am 18 ani și sunt pentru încă o lună elevă la Liceul Teoretic Aratis și am făcut parte și din școala maestrului de pictură și grafică pentru 7 ani, aproape 8, cred. Și vreau să urez un călduros bun venit la a doua mea expoziție personală. Drumul meu în artă a început de când am pus mâna pe creion, imediat, și de atunci pictura, desenul au devenit un... lucru foarte important în viața mea, vital, aproape la fel ca oxigenul. Și arta în sine, pentru... Nu pot să-mi imaginez nimic mai frumos, mai sensibil, mai personal decât pictura și decât conferă emoții și în oricine ar putea să o vadă și este o bucată din sufletul artistului. Drumul meu a început de pe pereți de acasă. Și după aia am fost la un minunat cer de pictură la Casa Armatei, alături de foarte mulți copii talentați și o profesoară la fel de bună cu copii mai mici. A fost extraordinar. Iar după care am făcut primul pas în școala de pictură a maestrului. N-am mai vrut să mai plec. Am zis că rămân acolo până după facultate, dar... Care? Ai spus că sunt măriți. Măriți, ce să facem acum? Ce să zic? Maestrul m-a învățat foarte multe, mi-a deschis orizonturile și acum pot și eu să recunosc cât de important este primul profesor de specialitate la pictură. Deci este
un lucru extraordinar care nu se va mai repeta niciodată și acum am și ocazia să învăț pentru că Iris, eleva mea, a avut ocazia acolo în spate, a avut ocazia și mi-a dat mie șansa, a avut încredere în mine să încep să-i deschid orizonturile către pictură. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și pentru că v-ați luat un timp să vedeți picturile. Mulțumesc maestrului pentru tot ce a făcut. Dacă nu mulțumesc, te iau mărturile. Pentru tot ce ați făcut și pentru toate lucrurile și că m-ați învățat atâta prin mai multe glume, mai multe povești culturale. Vă mulțumesc. Doamna Ana a muncit extraordinar de mult și m-a ajutat cu orice expoziție am avut nevoie. Andrei, prezentatoarea, doamna Tatiana, că au venit, părinților, prietenilor, familiei pentru suportul extraordinar pe care l-au adus și mulțumesc. Și să știți că acolo avem un caiet de impresii. Vă rog frumos să vă scrieți așa o opinie, cât de mică posibil, nu trebuie să fiți mai. Dar vă rog frumos să vă scrieți numele complet, pentru că altfel nu vă găsim prea ușor. Ok, mulțumesc frumos! Gata, hai, nu? Hai, da. Ce faci? Ai adormit? Și spune că acolo e potolul în spate. Da. Să e de așa. Da, îi putem să mâncați pe cauze și fără sau să luați un suc în spate. Așa mai. Ia, și tot vreau.